4 noiembrie 1957 ar fi putut schimba destinul comunismului românesc printr-un accident care ar fi îndoliat pentru o perioadă paginile presei oficiale de la București. În dimineața zilei de 4 noiembrie, o delegație a PMR s-a îmbarcat într-un avion sovietic pus la dispoziție pentru ei pentru a se deplasa la Moscova în scopul participării la sărbătorirea celor 40 de ani de la Revoluția Bolșevică. Pe 7 noiembrie, delegația română era alcătuită din 6 persoane. Chivu Stoica, la momentul respectiv, prim-ministru al guvernului și capul grupului. Grigore Preoteasa, Nicolae Ceaușescu, Ștefan Voitec, Leonte Răutuș, Alexandru Moghioroș. Aceștia erau însoțiți și de un personal tehnic. Mihai Novikov, Ștefan Voicu, stenograful Petrescu și ofițerul de securitate Mecu, cel care obișnuia să-l însoțească în deplasări pe Chivu Stoica. În acest avion trebuia să se afle și Gheorghe Udej, însă acesta absentat pe motiv poate real că o gripă se face responsabilă de rămânerea lui în țară. Avionul a făcut o escală la Kiev atunci, unde delegația română a avut o scurtă întrevedere cu membrii din conducerea RSS Ucraina, pentru ca la terminarea acesteia avionul să-și reia drumul către Moscova. Însă după puțină vreme a fost întors din drum la indicațiile primite de pe aeroportul din Moscova din cauza unei periculoase lipse de vizibilitate datorată ceței foarte dense din apropierea orașului. Dată fiind această situație, delegația s-a întors la Kiev, unde trebuia să se întâlnească cu delegația maghiară, sosită cu un alt avion și care mergea tot la Moscova cu același scop. Într-un final, ambele avioane au redecolat. Cuprinși fiind de oboseală, membrii delegației au transformat cele două saloane ale avionului în sufragerii improvizate, în care pasagerii s-au întins pe fotolii sau pe canapele și dormitau. Accidentul s-a produs abia în momentul în care avionul se pregătea să aterizeze pe aeroportul moscovit, Vnukovo. Din cauza proastei vizibilități însă, nava a ratat pista de aterizare, iar la scurt timp după prăbușirea într-o pădure de lângă aeroport s-a aprins în flăcări. Dar până să explodeze avionul, 9 persoane reușiseră să se salveze. Piloții și Grigore Preoteasa au fost singurii morți. Cel din urmă se presupune că se afla în picioare în momentul producerii accidentului, în timp ce povestea despre felul cum în America pasagerii sunt legați înainte de decolare și aterizare. Cei care au supraviețuit impactului au fost duși imediat la spitalul de partid Kremliokova, unde au fost vizitați de o delegație sovietică în frunte cu premierul Bulganin. Momentul prăbușirii avionului a fost descris de Mihai Novikov, translatorul aflat la bordul aeronavei în memoriile sale, moartea lui Grigore Preoteasa, catastrofa de pe aeroportul Vnukovo. Călătorii și-au dat seama că ceva nu era în regulă după o primă smucitură care nu semăna a fi contactul roților avionului cu solul. De fapt, aeronava se lovise de vârfurile copacilor. A urmat un al doilea impact și mai puternic, ce a smuls pasagerii de pe locurile lor. Scaunele nu erau prevăzute cu centuri de siguranță la aterizare și asta a favorizat rănirea lor. După ce avionul a atins solul, românii au ieșit să sară și să fugă cât mai departe, evitând suflul exploziei. Și-au dat seama că Grigore Preoteasa nu era cu ei în momentul primei bubuituri cauzate de aprinderea rezervoarelor, așa cum a descris momentul prăbușirii avionului Novikov. O comisie guvernamentală de atunci, condusă de Alexei Kosygin, prim-ministru al URSS între 64 și 80, a deschis o anchetă care a scos la iveală mai multe nereguli. Membrii echipajului condus de Valeri Sleakov locuiau în zona Bucureștiului, iar după accident familiile acestora au părăsit în grabă România. Ancheta sovieticilor a scos la iveală că echipajul nu s-a pregătit suficient pentru zborul din 4 noiembrie și în plus zborul de probă a fost efectuat fără pilotul 2 și navigator. În momentul în care au început manevrele de aterizare pe aeroportul Vnukovo, Sleakov nu a ascultat comenzile primite, spunând că se descurcă și nu va avea probleme, însă avionul a lovit crengile unor copaci și s-a prăbușit. Sovieticii au concluzionat că vinovații de prăbușirea aeronavei se fac membrii echipajului, deoarece avionul nu avea nicio defecțiune înainte de producerea catastrofei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Grigore Preoteasa a fost depus pentru o zi la Casa Sindicatelor din Moscova, de unde a fost transportat cu un tren mortuar în România. Acestuia i-au fost organizate funeralii naționale, după care a fost îngropat la cimitirul militar Ghencea. Accidentul produs a stârnit de-a lungul timpului tot felul de întrebări și controverse. Au fost lansate teorii conform cărora accidentul ar fi fost plănuit și viza o persoană anume, printre care țintele sovieticilor fiind vehiculate numele lui Gheorghe Gheorghe Udej și al lui Nicolae Ceaușescu. Care ar fi fost destinul României dacă ar fi murit și Nicolae Ceaușescu atunci? De ce Gheorghe Udej nu s-a aflat totuși la bordul avionului? A murit Grigore Preoteasa în locul al cuiva?
Doreau rușii eliminarea lui Dej și dacă da, să nu fi știut ei rușii că acesta nu se afla în avion? Toate sunt întrebări cărora timpul nu le-a răspuns în mod clar. Putem medita însă, dar indiferent de explicații, au rămas sub semnul istoriei dacă murea cine trebuia. 4 noiembrie 57 ar fi putut rămâne în istoria țării noastre drept momentul schimbării destinului. Cu toate astea, comunismul românesc ar fi mers înainte, indiferent de numărul sau calibrul politic al victimelor de la Vnukov. Până la urmă, Nicolae Ceaușescu a fost un pion susținut de un sistem care susținea pe oricine altcineva în locul său. Imediat după acest accident, regimul lui Dej a decretat o zi de doliu național, iar Casa de Cultură a Studenților din București a primit numele lui Grigore Preoteasa. Speculațiile referitoare la accident au apărut imediat și ele continuă până azi. Exista ipoteza că acel accident nu ar fi fost chiar întâmplător, iar potrivit unor versiuni, absența lui Dej nu s-ar fi datorat gripei, ci temerii sale că Moscova ar încerca înlocuirea sa prin orice mijloace. Adepții teoriilor conspirației susțin că Grigore Preoteasa ar fi, în acest accident, doar o victimă colaterală și că adevărata țintă ar fi fost chiar Dej sau Ceaușescu, pentru a cărui dispariție sovietice ar fi acceptat orice, inclusiv moartea propriului echipaj al avionului. Această teorie a accidentului pus la cale de Moscova e desigur spectaculoasă, dar nu e validată de nicio dovadă. Adevărul e că sovieticii aflaseră încă de la București că Dej nu era în avion, iar dacă ținta lor ar fi fost acesta, nu ar mai fi avut rost să sacrifice un echipaj și un avion pentru a omorâ doar o parte din elita de la București. Partea într-adevăr de reținută a acestui incident e alta și are legătură cu Ceaușescu, care pe atunci era un tânăr activist de 39 de ani, care a scăpat din accident cu o sperietură și cu câteva zgârieturi. Din acel moment, nu s-a mai temut niciodată de zbor și probabil va rămâne în istoria României ca liderul care a petrecut cele mai multe ore în avioane și elicoptere. Desigur, rămâne întrebarea de cum ar fi arătat în continuare comunismul românesc dacă Ceaușescu s-ar fi aflat și el printre victimele acelei seri de 4 noiembrie 57. Voi ce credeți? A fost cumva mâna rușilor sau, efectiv, a fost o eroare de pilotaj?